Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă IFT. IFT face parte din aplicațiile Internet of Things sau Internetul lucrurilor. Și o să vedem cum se va face interconexiune între diferite aplicații. Mergem în magazin Play și descărcăm IFT. Și apăsăm instalează. Dăm deschide. Vedem if everything works better together, adică fiecare lucru lucrează împreună mai bine. Deci interconexiune. Continue. Continue with Google. Vedem că are și o versiune Pro, dar noi dăm maybe later. Și acum ne apar aici contul nostru, activitate, rate IFT sau my services. Create. Și avem aici if this add then that add. If this. Apăsăm if this. Și avem aici servicii recomandate, dar putem să și căutăm alte servicii. Haideți să vedem cum putem să postăm pe YouTube, iar videoclipul nostru de pe YouTube se postează automat. Încărcăm pe YouTube. Apăsăm YouTube. New public video uploaded by you. Apăsăm aici. Dăm connect to YouTube to continue. Selectăm contul nostru de YouTube. If dorește să vă acceseze contul Google, astfel aplicația IF poate. Vedeți o listă cu membrii activi ai canalului, nivelul să vizualizeze contul dumneavoastră de YouTube. Dăm permiteți. Deci, vedem că nou video publicat, care este vizibil publicului și then that. Și trebuie să adăugăm add. Și adăugăm unde dorim să se ducă această notificare. Spre exemplu, căutăm Twitter. Apăsăm pe Twitter. Și ce putem? Să postăm un nu tweet. Să postăm un tweet cu imagine, să ne updatăm imaginea profilului, ne apare title și URL. Dăm continue și dăm update. Și acum o să vă arăt cum putem posta automat de pe IFT. Căutăm YouTube. Și încărcăm videoclipul nostru. Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial. Dăm înainte. Și aici creăm un titlu. Tutorial, aplicația găsește în diapozitivul. Este important aici să dăm la vizibilitate public. Pentru că dacă este public, atunci va fi postat și pe IFT. Și încărcăm. Videoclipul nostru se încarcă. Vedem că tutorialul nostru s-a încărcat pe canalul nostru de Bine YouTube. v-am găsit. Mergem acum pe Twitter. Căutăm Twitter. Intrăm pe profilul nostru. Și după cum putem vedea, tutorial aplicația găsește diapozitivul. Deci automat a fost, cum a fost postat pe IFT, a fost postat și pe Twitter. Tot așa de ușor putem posta, de exemplu, un videoclip pe YouTube
și apoi tot același videoclip să meargă pe o pagină de Facebook. Sau avem o multitudine de alte aplicații pe care putem posta și apoi automat se va duce ceea ce am postat și pe altă aplicație. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert de resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul, curriculum relevant, educație deschise pentru toți, cred.